Bună dimineața, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii ZF Deschiderea de astăzi. Discutăm cu Antonio Oroian, broker la Goldring. Antonio, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Rezio! Mulțumim că ești alături de noi. Antonio, să ne uităm la ședința de tranzacționare din 7 mai. Am avut o lichiditate totală pe segmentul de acțiuni de 18 milioane de lei, iată, cu mai mult de sub jumătate față de media anului. Ce crezi că a determinat această lichiditate scăzută? Iată, observăm că în ultimele zile volumele s-au retras la bursa de la București. Da, am văzut, mai ales săptămâna asta, am văzut lichiditate în scădere față de lichiditatea pe care aveam în urmă cu câteva săptămâni, dacă ne amintim undeva la 30 de milioane plus pe zi. Astăzi am avut 18 milioane, cum ai zis tu, și da, este destul de nasol, mai ales pentru bursa noastră, care pe baza lichidității, adică lichiditatea este un criteriu pentru promovare la piața emergentă secundară. Cred că investitorii sunt într-o oarecare expectativă, ca să zic așa. Am văzut, deși pe o lichiditate scăzută, companiile, mă rog, acțiunile companiilor în ultimele zile s-au apreciat, chiar dacă joia trecută au avut parte de o scădere mai semnificativă și cred că ceea ce ne ține cât de cât, cum să zic, la un nivel mai ridicat este aceste randamente ale dividendelor pe care le acordă companiile. Pe de altă parte avem în topul celor mai tranzacționate acțiuni Banca Transilvania, 4 milioane de lei cu o creștere de 0,7% a prețului. Fondul Proprietatea, 2,9 milioane de lei, prețul a rămas la fel ca cel din ședința precedentă. Și Erste Bank, proprietarul BCR, grup bancar listat și la Viena, iată, la București a înregistrat tranzacții de aproape 2 milioane de lei în ședința de joi, cu o scădere de 0,15%. Antonio, am observat că în ultima perioadă de timp Erste Bank s-a poziționat pe primele locuri în topul lichidității de la bursă. De ce crezi că avem această poziționare? Eu zic că și din cauza, sau mă rog, datorită, cum depinde cronul, în cauza ultimelor informații referitoare și la rezultatele financiare, dar și la, mă rog, anumite așteptări ale investitorilor privite la rezultatele acestei mai. Și mai ales cu impactul pe care l-ar putea avea această criză asupra băncii. La top 3 creșteri, la capitolul top 3 creșteri, observăm SIF Muntenia, pe primul loc, 3,2%, rulaj de 360.000 de lei. Petrom, aproape 3%, 1,4 milioane de lei. Și Mecanică Ceahlă, o creștere de 2,7%, pe un rulaj de 110.000 de lei. De menționat că aici am agregat doar creșterile care au avut creșterile unor acțiuni cu rulaje mai mari de 50.000 de lei. Iată, avem OSIF, Petrom și Mecanică Ceahlă. Vreo surpriză în acest podium? E date de înregistrare pentru dividend, care va fi pe 14 mai, ultima zi pentru a beneficia de dividende fiind pe 12 mai. Și la Mecanica Ceahlă, la fel, se apropie data de înregistrare pentru dividend și Mecanica Ceahlă are un randament destul de mare, undeva la 20% randament al dividendului. Deci se apropie ultima, se dă ultima chemare, practic, pentru dividendele Petrom, nu? Exact. Și în cazul Mecanică Ceahlă, la fel? La fel, din câte știu, sunt în aceleași zile programate datele de aritificare. Deci, de exemplu, în cazul Petrom, 12 mai este ultima zi pentru a beneficia de dividende din profitul pe 2019, nu? Da, este cu două zile înainte de data de aritificare, pentru că acțiunile se decontează în două zile lucrătoare. Ok, și dacă un investitorul trebuie să cumpere acțiunile cel târziu în 12 mai pentru a le avea decontate în data de înregistrare pe 14 mai. Iar randamentul era undeva la 10% din câte am calculat noi? Da, undeva pe acolo este randamentul la Petrom, da. Deci, prin urmare, dacă aș vrea să obțin un randament de 10%, iată de câte vorbi este dobânda bancară, pot să cumpăr acțiunile Petrom până pe 12 mai. Iar ulterior nu mai poți să beneficiezi de acest dividend pe 2019? Nu, asta este ultima zi.
În regulă. Pe de altă parte, în topul scăderilor, vedem farmaceutica Remedia cu minus 1,7% rulaj de 63.000 de lei, dezvoltatorul imobiliar Impact, minus 1% pe un rulaj de 100.000 de lei și Romgaz, o scădere de minus 0,5% pe un rulaj de 1,5 milioane de lei. Deci, iată și o companie din structura indiciului principal, respectiv Romgaz, în clasamentul scăderilor. Cum sunt lucrurile aici, Antonio? Da, nu am văzut informații care să influențeze, mă rog, semnificativ prețul la aceste companii. Oricum, scăderea nu este mare ca să ne îngrijorăm, ca să zic așa. Antonio, avem două aspecte de discutat astăzi și te rog să ne ajuți în acest sens. Avem pe de o parte un tabel al dividendelor și, cum spuneam, și ultima chemare, iată, săptămâna viitoare, atât pentru Petrom cât și pentru Digi. Observăm că pentru Petrom 12 mai, iar în cazul Digi 14 mai. La Petrom vorbim de randament al dividendelor 10%, iar la Digi 2%. Cum crezi că vor evolua aceste acțiuni până săptămâna viitoare? Și ce urmează după această dată, ultimă dată în care investitorii pot achiziționa acțiuni? Păi, de regulă, în apropierea datei de înregistrare, acțiunile se apreciază, pentru că cei care sunt interesați de dividend cumpără acțiunile respective. După data X, care este cu o zi înainte de data de înregistrare, în data X, prețul acțiunilor se corectează cu valoarea dividendului brut. Însă sunt companii care rezistă mai bine acestei corecții și revin repede în apropierea prețului precedent, dar sunt și care merg și mai jos de prețul zero, cum se numește. Deci, de exemplu, în cazul Petrom, când să ne așteptăm la această corecție de 10%? Păi ultima zi pentru cumpărare sunt 12 mai, 13 mai este data X, deci în data X. Deci, pe 13 mai ar fi această corecție cu randamentul, valoarea randamentului. În regulă. Și atunci ar putea și investitorii să intre la tranzacționare, cei care ar dori să beneficieze de dividendele pe 2020, de exemplu. Păi, da, dar oricum până atunci, când se decide dividendele pe 2020, mai este timp pentru multe. Sau dacă vor fi dividende pe 2020, dată fiind Da, cotația petrolului. Un alt exact. aspect Cu pe care. siguranță nu vor beneficia de cele pe 2019, dar intră pe 13 mai, în data ei. Un alt aspect pe care îl observăm la aceste companii din BET care plătesc dividende este faptul că majoritatea au data de plată în lunile de vară. Iată, observăm iunie, iulie. De ce aceste luni? Explicație, știu doar activitatea pe bursă este oarecum mai scăzută în timpul salverii și probabil de aceea s-au vedea și aceste date. Din câte discutați cu clienții de la Goldring, o mare parte a dividendelor se întorc pe bursă? Da, bineînțeles, sunt și cei care au nevoie de anumit cash și atunci se retrage. Dar în mare parte, da, se reinvestesc bani. Antonio, un alt aspect pe care vreau să-l discut cu tine este faptul că, din câte observăm, Nuclear Electrica, iată, o societate de stat, se poziționează pe primul loc al randamentelor, aproape 11%. Avem și Compet Ploiești pe locul 3, dar în acest, dacă putem să-i spunem, în acest peisaj al dividendelor, sunt și emitenții precum Romgaz, Transgaz. În ziarul financiar de astăzi, din pagina 4 de burse, avem o declarație a premierului Orban acordată către ziarul financiar într-o convorbire telefonică și potrivit căreia solicitările de dividende suplimentare vor merge înainte, iar în prezent Ministerul Energiei este într-un proces de analiză al planurilor de investiții al societăților din portofoliu pentru a vedea ulterior unde poate trimite solicitări de dividende și pentru a putea vedea resursele cu care vor mai rămâne aceste companii. Cum interpretezi aceste solicitări în această perioadă tulbure pentru burse? Păi, da, chiar pe inițial ne așteptam ca unele companii să nu de stat, să-și
schimbe propunerea dividend sau chiar să elimine dividendul pentru anul acesta. În cazul companiilor de stat ne așteptam să fie aprobate aceste dividende și să meargă mai departe stat. Referitor la suplimentare, da, statul are într-adevăr nevoie de bani în această perioadă. Din punctul de vedere al investitorului este, vă dați seama, un motiv bun pentru cumpărare, ca să zic așa, adică este un argument bun. Dar trebuie să ne gândim și din nou perspectiva companiilor, pentru că și ele au nevoie de bani pentru investiții, mai ales în această perioadă, și atunci trebuie statul să analizeze mult mai bine ceea ce o să solicite și de la cine o să solicite. Din acest punct de vedere, cum crezi că va deschide bursa astăzi? Dacă investitorii o să ia de bine această informație, ar trebui să fie verde. Pentru că orice propunere de dividend, orice informație cu privire la o propunere de dividend este luată ca argument bun pentru bursa. Și crezi că s-ar putea, și ca și rulajul, s-ar putea dezmorți? Da, din acest motiv, da, ar putea avea și rulaj de beneficiat de tot aceste informații. Rămâne de văzut cum vor primi investitorii această informație. Ok, și un alt aspect, un ultim aspect, dacă îmi permiți, sell in May and go away, se mai aplică în aceste condiții? Fiind o situație mai excepțională, putem spune că investitorul să rămână în continuare conectat la ce se întâmplă pe curse. Posibil, da, ca rulaj să fie mai scăzut, dar eu zic că investitorul să rămână în continuare atent la ce se întâmplă pe curse, ceea ce ar putea influența prețurile în următoarea perioadă. Iar pentru... Mai ales, și din plan extern, informații din plan extern. Pe termen scurt, ce crezi că ar putea influența mai mult bursa, dividendele sau rezultatele pe T1? Mă gândesc că, chiar dacă rezultatele ar fi în scădere sau ar fi mai negative, acest dividend sau aceste dividende ar putea să susțină prețurile companiilor. Dividendele deja aprobate? Cele ordinare, pentru că ulterior cere suplimentarea aceste declarații. Da, rămâne de văzut pentru cele suplimentare care va fi cota și, mă rog, datele de înregistrare și alte informații legate. Ok. Doamnelor, domnilor, alături de noi l-am avut astăzi pe Antonio Roian, procur la Goldring. Antonio, mulțumim tare mult! Mulțumesc eu! Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii ZF Deschiderea de astăzi. Până data viitoare, fir întins la acțiuni câștigătoare. Vă mulțumim! Oh,